Să nu crezi câteodată, să nu crezi câteodată unele chestii. Deci să nu le crezi, Cyrus. Vă salută nărțul mondialul. Acum am ieșit afară foarte nervos. Un pahar de vin, Doamne, dă bine și sănătate la tăți. Gregory Tomuță, vin de la Gregory Tomuță și iubirea vieții lui. Asta să nu vă gândiți că-s bolnav, că e pentru undii. Să-mi revină undiile la loc. Băi, oameni, măi. Ceva tai la taile cu sos burgunia. Băi, oameni, mă, să mor eu dacă nu, mă. Ha! Dacă nu mă duc să cer la nimeni. Dacă n-am treabă cu nimeni. De ce au treabă cu mine, mă? Așa nervos am ieșit de afară acum, de nu mă credeți. Mă, nu mă credeți. Stând. Inoportun. La o poveste. Cu un prieten pe care nu l-am văzut de mult. De ce nu l-am văzut de mult? Pentru că nu am ieșit în țigănie. Serus Vossi, Serus Nelson. Na, cum ești, măi, omule? Cum îți meri treburile, bă, Nelson? Bine. Tu? Zic, pe mine mă vedeți. N-are rost să mă întrebați, că mă vedeți pe Facebook, mă vedeți pe YouTube. Bă, nu mă plâng. Dar nici nu mă laud. Eu, cătă el. Înțeles? Zice, foarte bine cu o jumătate de gură. Ha! Văzând eu treaba asta, ce-am zis de-a să-i dau un control. Înțelegi? Am auzit că-ți mărți rău la afacerile. Nelson, nu te întreb de la cine ai auzit. Dar nici tu pe mine să nu mă întrebi. Că și de tine zice țiganii. Ni la ăla că ne arată frigiderul plin. Și el mere și-și bagă aurul amanet ca să-și cumpere mâncare în frigider. Când am auzit. Ioi când am auzit. Bă, oameni, mă. Înțelegi? N-am zis. Cine că nu pus de la început interviu? Dicție să întreb. Ce nu mă întreba prietenii tăi? Ha! Bă, auziți aici, care vorbiți în numele meu, în lipsa mea. Eu vă spun vouă ceva. Mereți și băgați și voi dacă aveți. Una la mână, doi la mână. Împlătiți voi mie dobânzele. A? Să vă fie rușine de aia. Pe mine mai mult de Cyrus Cyrus. Și ăla așa din ăsta, n-o să vedeți de la mine. N-o să vedeți de la mine. Pentru că eu în țigănie am fost valoare. Și sunt. Și sunt. Să vorbiți voi. Și mai sunt multe, dar uită-te că nici n-aș dori să mi le spuneți.
voi ăștia care umblați cu poșta. Nici n-aș dori. Oricum vă transmit că sunt foarte bine, am de toate. Iar, ca dovadă, am și două excursii, una pe Turcia și una pe Grecia. Am programate evenimente la oameni grei, cu nume mare, să ne înțelegem cu stă treaba. Nu duc lipsă de nimic. Nu duc lipsa de nimica. Nu vă mai lovească grija pe voi. Ha! De unde e proveniența mâncării? Din amaneturi. Stați pe gaza voastră. Fiți cu minți. Și nu-mi dați scânteie. Înțelegeți? Vedeți-vă de... treburile voastre care vorbiți la adresa mea. Pentru că știți, fără prea mare gândire și ăsta. Îs numărul unu, trebuie să gândi. Îs numărul unu ca peste multe locuri. Și când voi pune tezaurul pe mine, să nu care cumva, eu vă spun, nu mai vorbiți la adresa mea. Urât și în bajocură. Voi numai la asta trebuie să vă gândiți dinainte. Eu, când îi scoate ăsta, tezaurul ne omoră. Înțelegeți? Așa amanet cum e. De la 1.400.000, cât nu a fost tătezaurul, am reușit să-l aduc la 1.000.000, să plătesc 400.000 să-mi scadă, adică 10.000 euro, să plătesc dobânzile 2 ani jumate, aproape 3, dobânzile, și să trăiesc și să trăiesc boierește, să plec, să mă duc în excursii, să mă duc în locuri extravagante. Deci fiți cu minți în banca voastră. Eu n-am treabă cu voi, nu aveți treabă cu mine. Așa sărac cum îți cu căsăle în amanet, cu aurul în amanet, uite că baia mi-am făcut-o. Baie de, întrebați-l pe Belo, așa să-mi ajute Dumnezeu, 240 de milioane. O costat baia cap-codă.
Înțelegeți? Așa cum ziceți că sună manetă și îți vai șamar. Și am băut și am mâncat. Și cine a fost venit la mine în casă a fost respectat, primit și cum ne-a ajutat Dumnezeu, servit. Vă pupă tata Nelson Mondialu. Iau. Tați cum minți în banca voastră. Ții, ții.